Polițiștii rutieri craioveni ne învață cum să circulăm în intersecția formată de strada Calea Severinului, Bulevardul Tineretului și Bulevardul din zona noului centru comercial. Principala regulă de circulație care trebuie reținută de conducătorii auto este că se interzice efectuarea virajului la stânga în centrul intersecției. Ne referim la intersecția străzilor Calea Severinului, Bulevardul Tineretului și noul drum ce face legătura cu strada Părului. Firma executantă a venit cu un proiect privind semnalizarea și semaforizarea. Li s-a acordat avizul de către poliția rutieră. Vehiculele care circulă dinspre Craiova către Filiaș, respectiv dinspre Filiaș către Craiova, se deplasează pe direcția înainte, iar cele care au intenția de a vira stânga către noua locație o fac prin ocolirea imaginară a unui giratoriu, dar cu semne rutiere și indicatoare rutiere și semafoare. Conducătorii auto care circulă doar pe strada Calea Severinului, indiferent de sensul de mers, se vor deplasa pe direcția înainte, prin centrul intersecției, respectând semnalizarea rutieră existentă. În cazul celor care se deplasează pe direcția centru către Filiaș și doresc să intre în parcarea noului centru comercial, vor efectua mai întâi virajul la dreapta, urmat de virajul la stânga pe bretaua de legătură, iar apoi pe direcția înainte. Conducătorii auto ce se află pe Bulevardul Tineretului, cu intenția de a se deplasa către centru, se vor deplasa pe direcția înainte, urmând a efectua virajul la stânga pe bretaua de legătură nou construită. Același principiu se aplică și conducătorilor auto care ies din parcarea noului centru comercial cu intenția de a se deplasa către Filiaș, astfel că ei se vor deplasa pe direcția înainte, urmând a efectua virajul la stânga pe bretaua de legătură nou construită. Conducerea Inspectoratului de Poliție spune că de la inaugurarea noii căi de acces către centrul comercial, polițiștii rutieri au fost prezenți în zonă zilnic pentru informarea participanților la trafic, lucru pe care îl vor face și în perioada următoare. Încă de la inaugurarea acestui sector de drum, în urmă cu o săptămână, și cu siguranță ați văzut, am asigurat prezența polițiștilor rutieri în ambele intersecții. Fie că vorbim de Calea Severinului, fie că vorbim de strada Brestei. Vom continua și în perioada următoare să asigurăm prezența polițiștilor rutieri, pentru că, da, aveți dreptate, așa cum ați precizat și dumneavoastră, vorbim de un nou concept. În municipiul Craiova nu a existat până în prezent o astfel de semnalizare rutieră. Și tocmai de aceea, la fel am constatat și noi, că este necesară prezența polițistului rutier pentru ca conducătorul auto să respecte semnalizarea rutieră. Pentru că aici nu vorbim de faptul că nu există semnalizare rutieră. Există, însă oamenii sunt obișnuiți cu aceste intersecții așa cum erau înainte și am constatat și noi că este necesar să fim prezenți acolo tocmai pentru a preîntâmpina implicarea în evenimente grave de circulație.